Cetatea Severinului, un adevărat simbol pentru orașul nostru. În pofida pandemiei, numărul turiștilor este într-o continuă creștere. Zilnic, oameni de pretutindeni, chiar și de peste granițe, vin să descopere istoria cetății. În picioare de 1000 de ani, Cetatea Medievală a Severinului așteaptă în mod constant turiști de pretutindeni. Vizitatorii se dovedesc a fi activi în a cunoaște istoria cetății. Un număr impresionant de turiști vine zilnic aici, păstrându-se totodată măsurile de siguranță impuse. Bine ați venit în Cetatea Medievală a Severinului. Despre numărul de vizitatori, putem spune că este într-o continuă creștere. Este vorba nu numai despre vizitatorii externi, asta referindu-mă la vizitatorii care vin din celelalte orașe ale țării, cât și despre vizitatorii din străinătate. Vizitatorii din oraș, din județ, sunt foarte interesați și destul de activi la, ca prezență la activitățile pe care le desfășurăm și pe care continuăm să le desfășurăm în ciuda. Crizei și în ciuda pandemiei care este impusă la nivel internațional, activitățile cu copiii, care în special au, au avut un impact foarte puternic asupra vizitatorilor, numărul este într-o continuă creștere. Sperăm ca și de acum înainte, cu măsurile care se impun, evident, cu păstrarea distanței sociale și. Purtarea măștii și așa mai departe, încercăm să păstrăm un număr cât mai mare de vizitatori în interiorul cetății, în pavilionul expozițional în care ne aflăm și încercăm să facem cât se poate de, de multe pentru a-i satisface nevoile vizitatorului și a turistului care vine în cetatea medievală, care de altfel are și ce vedea, pentru că lucrurile sunt într-o continuă. Desfășurare bună, să spunem noi. Așteptăm vizitatorii să ne calce pragul în număr cât mai mare um, și sperăm ca lucrurile să revină pe făgașul normal, să facem ca lucrurile să fie cât mai bine pentru cei care ne vizitează în fiecare zi și care, de altfel, sunt destul de plăcut surprinși de ceea ce găsesc, de faptul că ne implicăm destul de mult în, în promovarea turismului și folosindu-ne cumva de obiectivele turistice pe care le avem în oraș, asta inclus în cetatea medievală, Castelul Artelor, care aparțin de Direcția de Patrimoniu și Turism Cultural. Emblematică pentru Severin, cetatea medievală le pune la dispoziție turiștilor istoria și cultura orașului nostru. Actualul context social privind noul coronavirus nu împiedică ca numărul de vizitatori să fie într-o continuă creștere, măsurile de siguranță fiind în totalitate respectate.